Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a webinarilor de Parenting Social Moms. Astăzi vom fi în dialog cu domnul dr. Alin Popescu, medic primar, medicină sportivă și vom discuta despre obezitatea la copii. De asemenea, vom încerca să găsim și câteva soluții pentru redobândirea sănătății corporale. Așadar, un subiect de mare interes și vă invit să rămâneți conectați pe tot parcursul interviului și, de asemenea, să folosiți cu încredere feed-ul de comentarii. Dacă tot l-am prins aici pe domnul doctor, care stă alături de noi timp de o oră, ar fi bine să-l întrebăm cât mai multe lucruri. Eu am început încă din pauză și era cât pe ce să-l pierd. S-a zis, nu, 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 aici nu rămân, că are prea multe întrebări și cumva vă povestesc mai pe larg în timpul emisiunii. Acum vă las așa un pic curioși ce puteam să-i spun eu domnului doctor. Deci vom fi alături de domnul dr. Alin Popescu tipres de o oră, așa că să profităm de timpul dumnealui și să-i punem cât mai multe întrebări. De asemenea, dacă putem să dăm și share acestei emisiuni, ar fi minunat, pentru că e bine să ducem informația la cât mai mulți părinți interesați de felul în care își pot crește într-un mod proactiv și prolific copiii, astfel încât starea lor de sănătate să fie una optimă. Și pentru că vă spuneam că l-am speriat pe domnul doctor cu întrebările mele de cum cresc copiii, cât de înalți, e bine să crească atât, e bine să crească mai mult, mai puțin. Și domnul doctor mi-a spus că încep să-mi fac niște gânduri nepotrivite, copiii fiind foarte mici. Domnule doctor, prima întrebare, care credeți că este? Evident, graficele de creștere. Este bine să le urmărim? Pe care este bine să le urmărim și cum putem să monitorizăm starea corporală a copiilor noștri? Bine v-am găsit în primul rând, atât pe dumneavoastră cât și privitorii acestui live. Sunt medic sportivă, am 20 de ani în spate de activitate, câți de 18 ani la Federația Română de Rugby și m-a pasionat întotdeauna zona aceasta de nutriție, de sport, de hidratare și așa mai departe. Am și trei cărți scrise în urma unor colaborări, cărți de care sunt Felicitări! foarte mulțumesc, de care sunt mândru și de câteva săptămâni sunt doctorand în științele sportului. Felicitări! Cred foarte mult că, și lăsând gluma la o parte, pe ei nu mă sperie niciun fel de întrebare, adică treaba E, asta nu pe scurt. era o glumă! De când de glumă, chiar iubesc întrebările și cred foarte mult că întrebările puse așa chiar din interes ajută și răspunsurile chiar pot fi utile. Deci, trecând de această introducere, cred foarte mult că în privința creșterii copiilor, percepția părinților este extrem de diferită de la părinte la părinte. Și mă bucur foarte mult că pediatrii au foarte, foarte mult timp aceste grafice de creștere. Graficul creșterii e o pavăză care apără atât copilul cât și psihicul părintelui de tot felul de deviații care pot interveni. Aceste grafice sunt diferite la fetițe, respectiv la băieți. Pornesc din prima lună de viață și merg până în adolescență. Ceea ce este foarte important, e că noi știm copilul are, nu știu, 3 kg la naștere, dublează greutatea la 4 luni și o triplează la 1 an. Da, asta știm de la pediatrie din curs. Da, trecând de acest lucru foarte cunoscut, în aceste grafice există un interval relativ mare de normalitate. Graficul nu este scurt, nu e un plus minus 1% și s-a terminat. Și atunci, practic, Da, domnul foarte. doctor, eu știu foarte bine că de-aia îmi plac mult Exact. Și graficele atunci astea. există o plajă de normalitate. Și în plaja asta de normalitate, dacă pui de pildă doi copii de 7-8 ani, clasa 1, clasa 2, unul de altul, zici, băi, ce diferiți sunt. Dar ei, de fapt, Exact. sunt polii acelei laturile extreme de acelei normalități.
Dacă până la vârsta de 2 ani, în general, raportăm greutatea la talie, după vârsta de 2 ani până la adolescență, putem folosi chiar indice de masă corporală sau body mass index, mai cunoscut din limba engleză. Și atunci suntem și mai aproape de ceea ce înseamnă greutate versus înălțime. Dacă în grafele respective noi vedem cât de înalt ar trebui să fie copilul și respectiv ce greutate ar trebui să fie pentru sexul respectiv și pentru vârsta respectivă, precum și raportul dintre ele, eu aș aduce un element nou în discuție, care poate este câteodată neglijat de părinți, de bunici, de familie, și anume compoziția corporală. Încă la un moment dat, mai ales la copiii aceștia, generația pandemică, generația statului în casă, există o clară lipsă de mișcare care conduce, generează un deficit semnificativ de masă activă. Și atunci am situații, fetițe de 11, 12, 13 ani care teoretic greutatea au bună. Ele deja încep să aibă un exces de țesut adipos coroborat cu un deficit de masă activă. Și atunci, chiar dacă per total ajung la greutatea din grafice, trebuie să observ că de fapt și de drept ea deja pierde pe zona musculară și apare ceva nedorit din punct de vedere adipos. Dar cum putem să ne dăm noi seama, domnul doctor, așa, simpli părinți, dacă spuneți că cumva greutatea poate fi normală, adică eu cu ochiul meu de părinte neformat, aș putea să văd. Categoric, copilul care începe, cum spuneau bătrânii noștri, s-a pufoșit. S-a pufoșit. Deci a devenit pufos. Pufos înseamnă de fapt adipos. Copilul trebuie să fie fibros, copilul trebuie un copil sănătos, un copil care face mișcare. După vârsta de 5 ani, trebuie să facem o oră de sport pe zi. Da, asta e un anim acceptat, zi de zi. Dacă o oră serioasă, presupun, de sport, nu așa? Da, o oră, cum zic eu, în care transpir. Deci, dacă noi mergem pe zona asta și noi ținem cu adevărat copilul într-o zonă de mișcare și într-o zonă activă, el nu va avea cum se devine pufos. Masa musculară la vârsta asta se întreține foarte ușor. E vârsta în care copilul crește. E vârsta în care, dacă el este îndrumat corect și nu mănâncă cine știe ce bazaconii și nu rămâne captiv în fața unui ecran, indiferent că ecranul e telefon, calculator, laptop sau televizor, e foarte greu să-l dai peste cap. Deci, din punctul ăsta de vedere, responsabilitatea e în primul rând a părinților, a bunicilor, a bunelor, a educatorilor de la școală, pentru că ei sunt cei care pot forma copilul așa cum trebuie. Și sunt cei pe care, evident, se poate da vina ulterior dacă lucrurile au luat-o într-o direcție greșită. Pe de altă parte, copiii tind, două elemente și după aia aștept următoarea întrebări, copiii tind foarte mult să ia exemplu părinții. Și dau două exemple. Mă duc să cumpăr pâine la marketul din colț. Sunt 3 sau 400 de lei, dar întâmplător e o stație de troleibus. Dacă el vede că mama sau tata se urcă în troleibus sau își iau mașina pentru distanță, eu o să zică, băi, așa trebuie. Cum să mă duc eu pe jos 4 sau 5 minute? Și un exemplu, sau stau la etajul 3, dar iau liftul. Aberam mai jos de etajul 5 să urci cu liftul, doar dacă cine știe ce se întâmplă. Dar altfel, este evident că noi trebuie să încurajăm mișcarea cât mai mult, pe de o parte. Iar pe de altă parte, sunt mai ales mămici care se cântăresc toată ziua, bună ziua. Și atunci, văzând reflexul ăsta de cântare, dimineață, seara, încă o dată dimineață și tot așa, se numește, măi, greutatea asta e ceva care trebuie monitorizat. E un fel de, nu știu, ceva care s-ar putea la un moment dat să se strice. Greutatea la copil o monitorizezi de 2, 3, 4 ori pe trimestru sau chiar mai rar, pe semestru. Nu e o chestie de luat zi, noi nu trebuie să psihizăm copiii în ambeție, ești prea slab, trebuie să mai mănânci ceva sau din potrivă ești prea gras.
Și ultimul element care vreau să spun, să nu uităm că întotdeauna un copil sănătos e un copil cu vitalitate. Copilul sănătos e un copil care are nerv, care are vitalitate, care vrea să se miște. În starea de sănătate, mai ales la vârsta copiei, dar și la vârsta noastră, la vârsta adultă, se traduce prin vitalitate. Spunea la un moment dat Sigmund Freud, și îmi place foarte mult, zice asta, ce înseamnă sănătatea, probabil știți mai bine decât mine definiția lui, da. Sănătatea înseamnă capabilitatea de a iubi și de a munci. Despre asta de foarte să vorbim. Frumos, mulțumim tare mult că, uite, ați concluzionat o întrebare, de fapt, îmi închipui câte lucruri vom mai concluziona de acum înainte în același mod. Dar haideți să luăm și întrebările din online, că deja avem părinți care ne întreabă lucruri. Mihaela Mateescu ne spune că are doi băieți. Cel mare are 12 ani și are 38 de kilograme, iar cel mic are 10 ani și tot 38 de kilograme. Cel mic, deci, are același număr de kilograme ca cel mare, la înălțime sunt identici amândoi, au 1,43 m. Deci, practic, au aceeași înălțime și același număr de kilograme. Fac judo de 3 ori pe săptămână, sunt ok ca număr de kilograme? Din punctul meu de vedere, da, e un pic atipic ca doi frați între care există o diferență de 2 ani să aibă aceeași înălțime și aceeași greutate. Dar în principiu e în regulă, faptul că fac judo de 3 ori pe săptămână e foarte bine. Evident, probabil că mai fac și alte activități în zi care nu fac judo. Din păcate, cu pandemia asta se ajunge foarte greu la bazin, la anul. Exact. Extraordinar pentru copii și e foarte greu să se ajungă în perioada, dar la categorii, faptul că faci un sport în mod organizat și un antrenor te vede și așa, este un lucru foarte bun și nu pot decât să o felicit pe mămică și avem multe mămici așa. Da, am văzut după nume cu social mass, probabil că întrebările vor veni preponderent de la reprezentantele. Mai am încă două întrebări pe același stil. Ana, da. Roșca ne spune de copilul cel mare, are 10 ani, face 2 ședințe de not și 2 antrenamente de fotbal pe săptămână. Are o dietă destul de atentă, însă se observă puțin țesut adipos în zona abdomenului. S-a pufoșit în această zonă, așa cum spuneți dumneavoastră, cu toate că face sport și are o dietă destul de atent monitorizată. Ca număr de antrenamente, 2 antrenamente de not și 2 de fotbal pe săptămână, mi se pare foarte bine. Adică nu pot decât să o felicit. Are 1,40 m și 37 de kilograme. Da, nu e neapărat, dar faptul că mămica a observat această pufoșire a zonei e greu să intrăm în detalii aici online, dar probabil că dieta asta destul de atentă mai trebuie un pic controlată, pentru că noi suntem permanent cu două talere care trebuie să le echilibrăm, ceea ce intră din punct de vedere alimentar, lichide și așa mai departe, deci aportul energetic pe de o parte, iar pe de altă parte riile ardurile, care sunt reprezentate evident prima dată de metabolismul bazal, care este dat și este un lucru care ne face să trăim, și celelalte arderi, de atât de sport, de activitățile școlare și așa mai departe. În momentul în care se produce un dezechilibru și ceea ce consumăm este sub ceea ce este sub ceea ce aducem ca aport, evident, se poate produce această pufoșire, adică un exces de calorii care se poate depune inclusiv la vârsta asta sub formă de țesut adipos. Nu cred că situația este dramatică, probabil că dieta destul de atentă, și îmi place formularea doamnei Roșca cu destul de atentă, trebuie să fie un pic mai atentă, în sensul în care să vedem dacă seara după 19:30, hai 20, ca să fim așa, să nu fim duri în această frumoasă după-amiază de marți, nu se consumă nimic după 20, să vedem cam ce glucide mai puțin fericite consumă, să vedem ce mai ronțe e copilul între mese, pentru că la copii, evident, sunt câteva riscuri. Acest mâncat de seară, ronțăielile, care de obicei sunt destul de haotice și care destabilizează mie programul, sucurile dulci care
din păcate, când ajung pe mâna lor, devin excesive, sunt câteva obiceiuri care pot fi un pic monitorizate și să vedem despre ce este vorba. Nu trebuie să spui niciodată un copil că e ceva interzis. Asta cu interzisul nu. Doar că sunt alimente care se consumă mai rar, la anumite ocazii. Sunt lucruri care nu pot intra în dieta zilnică, dar nu trebuie să fim extremi. Și din punctul meu de vedere, un sfat ca de la tătic la mămică, nu neapărat de la medic la pacient, că și eu am doi copii, un fetiță în clasa a 9-a și un băiețel în clasa a 5-a, dacă copiii noștri au niște pofte, cel mai bine facem aceste pofte la micul dejun. Deși poftele în general ne apucă seara, ținem de pofta de cu seara și o raportăm cum se face la lotul, 6 din 4, nu, a doua zi dimineața, aminte reportul de cu seara. Și dimineața mai putem, dimineața, la prima gustare a zei, mai putem să facem niște mici greșeli, trecem cu vederea peste ele, pentru că urmează o zi în care avem activitate și lucrurile se poziționează altfel, raportat la o greșeală pe care o facem seara. Da, eu aș mai menționa aici că și eu când am remarcat la un moment dat la copiii mei că se pufoșiseră puțin, foarte puțin, că ei săraci sunt destul de slăbuți așa de fel, am remarcat că dieta mea foarte atentă era și ea foarte atent fentată cu snacks-uri de pe la școală. Adică de la activitățile unde mergeau, mai luau un covrigel, mai luau de la ceilalți copii atunci când nu eram eu pe acolo. Deci oricât de atenți am fi copiii, cred că ne reușesc să le fenteze la fel de atent câteodată. Copilul trebuie să înțeleagă că noi părinții sau noi medicii sau medicii pediatri sau medicii de familie sau alți profesioniști în sănătate cu care intră în contact, suntem prietenii lor, nu suntem dușmanii lor. Și ar trebui să fie, cum să spun eu, o negociere activă, evident, la care să participe și părintele care se ocupă în primul rând de copii, să înțeleagă că nu este ceva interzis, doar că lucrurile trebuie foarte clar setate. Dacă noi spunem asta e interzis, fug topit întotdeauna a născut tot felul de pasiv. Așa că spune, e o excepție, facem un mic dejun pe săptămână cu treaba asta, sunt niște lucruri care n-avem, adică niciodată n-aș da un cartof prăjit seara. Deci asta este o aberație, nu pot să vii cu un cartof prăjit seara. Dar într-o sâmbătă, într-o duminică, la prânz, explicăm de ce e bun cartoful la cuptor, explicăm de ce e bun cartoful copt și așa mai departe. Dar niște excepții se pot face. Important este să și găsim profesionistul în sănătate care să aibă răbdare să discute și să găsim și părintele care să aibă suficientă răbdare să asculte. Pentru că noi suntem pe repede înainte și atunci uităm de multe ori că vorbim de niște detalii care necesită timp. Noi am vrea să facem totul foarte, foarte repede. Și asta, din păcate, afectează grav binelui nostru. Pe de o parte. Pe de altă parte, mă mai întreabă pacienți și nu neapărat din sport. Pacienții, de exemplu, ce proteină? Domnul doctor, ce recomandă? Și eu, de exemplu, spun vită, pește. Aoleu, vită, pește, dar cu puiul cum stăm? Pentru că, din păcate, în România se folosesc și destul de puține tipuri de alimente. Noi suntem cativi în 14-15 alimente și cu asta basta. Carne, dacă am scoate carnea de pui, de pildă, eu cred că în unele familii am tăiat 80, dacă nu 90% din mesele care conțin proteină animală. Dacă am scoate pâine, dacă am scoate mămăliga, dacă am scoate pastele, am destabilizat întregul program alimentar. Nu încă, poate și din motive financiare, Doamne ferește, nu vreau să arunc niciun fel de anatemă și nici n-am dreptul ăsta, poate și din motive financiare am rămas destul de limitați în multe dintre familiile noastre la foarte puține opțiuni. Și la carne cel mai bine. Hai să mâncăm altceva în afară de pui. Foarte în puiul, aoleu, am spus pui, am dărâmat tot eșafodajul, ca să zic așa. Domnul doctor, luăm ultima întrebare din online pentru moment. Deci cei care ați mai pus întrebări, rămâneți alături de noi pentru că o să revin și la întrebările dumneavoastră.
Haideți să luăm și o întrebare de la părinți cu copilași mai mici. Ne întreabă cineva dacă un copil de 2 ani este ok să alerge aproximativ 20 de minute. La 2 ani mișcarea nu e structurată. La 2 ani poți să începi un sport. Copilul probabil la 2 ani, în punctul meu de vedere, dacă nu e ținut într-un apartament mic de bloc, cred că aleagă mai mult de 20 de minute. Doar că nu alerga e sistematizată. Adică trebuie, e diferența aceea pe care poate multe dintre mămici de aici o știu, între sport și mișcare. Nu putem face sport din emotive sau suntem prea mici pentru sport, dar încurajăm mișcare, da? Scoatem copilul în parc, lăsăm să se mudărească, lăsăm pe bicicletă mică să se zbenguie, lăsăm, dacă mergem la mare, să intre în apă unde nu e periculos într-o piscină de aceea mică de copii, chiar dacă nu face sport. La 2 ani nu te spune că facem sport, dar încurajăm să facem mișcare. Cuvântul alergare e un cuvânt foarte periculos în limba română, în care e și apanajul mișcării și apanajul sport. Alergarea e un sport, dar alergarea e și o formă de mișcare. Deci la 2 ani privim alergarea ca mișcare și din punctul meu de vedere, la 47 de ani și ori aproape, nu cred că un copilaj de 2 ani face doar 20 de minute de mișcare. Eu personal țin minte copil, fiind am copilit într-un oraș în Prahova și aveam curte mare și eram foarte, foarte dornic după amiezile până se nota, eu nu intram în casă. Adică și aveam cât 2, 3, 4 ani, pentru că era atracția. Ok, lucrurile s-au mai schimbat, că avem televizor, avem net, avem Facebook în direct și așa mai departe. Dar pe vremea aia era o chestie pe care eu personal încerc din răspătere să o transmit și copiilor mei, doar că îmi lucrește mai greu. Da? O transmit și copiii mei pentru a le arăta care e direcția. Cred foarte mult că obiceiurile de la vârsta asta sunt niște obiceiuri cu care noi rămânem. Și dacă rămânem cu obiceiurile astea, câștigul va fi pentru o viață. Așa este și cred că, uite, chiar vorbeam cu soțul meu de ună zi și îmi spunea: măi, sunt foarte fericit că pe copiii noștri încă îi mai strigă alți copii afară. Cumva că a devenit o raritate să mai vină să te strige cineva afară și să te joci până noaptea târziu. Și cred că, așa cum a spus și dumneavoastră, sunt niște obiceiuri care ne rămân și ne fac foarte mult bine. Am vorbit de pufoșitul ăsta, de așa zisul pufoșit. Și vă întrebam eu cum pot, ca părinte, totuși, fără un ochi foarte bine format, să-mi dau seama când vorbesc de supraponderalitate, de pufoșit, de obezitate, cam unde este limita? Care este limita între Obezitatea, în primul rând, e dată de grafice de care vorbeam la început și la... Da. De la o anumită vârstă încolo, așa cum am spus, de indice de masă corporală. IMC-ul, care până la urmă ne ghidează și pe noi ca adulți. Știm cu toți peste 5 supraponderal, peste 30 gradul 1, peste 35 gradul 2, peste 40 gradul 3 de obezitate și așa mai departe. Deci astea sunt niște lucruri clare. Dar până să fim în zona asta mai periculoasă de obezitate, cred foarte mult că lucrurile care sunt la limită între normal și supraponderal sau un omoponderal, dacă un excede se sută, se vede în zona abdomenului, se vede când se apleacă să se închidă la pantofla. Doar că aici e foarte important părintele să fie ok, pentru că unii nu văd lucruri evidente, iar alți părinți văd ceea ce nu trebuie de văzut. Aici mă încadrez eu. Exact, depinde foarte, foarte, foarte mult cum ne plasăm noi. Din punctul meu de vedere, oricum faptul că măcar o dată pe an un medic pediatru, un medic de familie vede copilul și dezbarcă, e un obicei care trebuie foarte, foarte bine păstrat. Cred foarte mult că, indiferent cât de eu, care sunt medic de medicină sportivă, am o pediatră pe care o respect foarte mult și cu care sunt chiar prieten, care îmi vede copiii o dată pe an. Pentru că așa mi se pare normal. Chiar dacă au crescut, chiar dacă fiind mai în 14 ani, eu știu ce pot să văd, dar e un om care este structurat pe treaba aia, un profesionist și vreau să-i văd. Ea coordonează vaccinul, nu mă exprim din punctul ăsta de vedere, pentru că cred foarte mult că cei care fac pediatrie și fac asta full-time, e bine să aibă ultimul cuvânt în ceea ce înseamnă copii. Pe de altă parte, o spun în calitate de medic de medicină sportivă și în calitate de părinte, încurajez
absolut pe toată lumea, copiii mei, finii mei, prietenii mei, să acționeze cât mai proactiv, să scoată copiii din casă și să încurajeze să se miște. La mine a ajuns dacă plouă un pic, plouă, nu mai ies că mă ud, răcesc, fac pneumonie, oameni buni, nu suntem de zahăr, nu vine vreun uragan, nu vine taifun, și o ploaie banală de 10 minute. Hai să nu ne speriem, ninge un pic, lăsați copiii afară să se bucure de zăpadă. Nu îi expunem când sunt avertizări meteorologice de coduri, nu știu de care, roșii, de ploaie. Dar vezi la o ploaie banală să fug în casă, e normal. Noi suntem niște ființe făcute să ne mișcăm. Noi dacă stăm, suntem ca o mașină super tare, super scumpă, pe care țin garaj și după 3 ani zici, vai, dar ce pot, nu mai pornește. Așa suntem și noi. Noi suntem făcuți să ne mișcăm. Mișcarea înseamnă un bine general. Cum obezitatea e un rău general. Ce înseamnă obezitatea? Înseamnă steatoză hepatică, înseamnă diabet, zahar, înseamnă hipertensiune arterială, înseamnă macrobiomi vascular și așa mai departe. Deci toate organele și toate sistemele noastre, direct sau indirect, sunt influențate de o creștere necontrolată a greutății noastre. Dar știți cum se spune la noi în popor, că cu cât ești mai grăsuț, cu atât ești mai sănătos. Și atunci, cum fac părinții, cum reușesc să facă diferența asta dintre ușor sau supraponderal sau ușor pufoșit și ok, deja am ajuns într-o zonă periculoasă a obezității? Da, aici cred că orice părinte își dă seama că un copil e obez când ai un colac. Eu am rămas surprinsă să văd și în alte live-uri pe care le-am avut cu alți medici și conferințe că oamenii nu realizează că copiilor sunt grăsuți și că încă merg pe mitul acesta. Deci înseamnă că am avut dreptate. Odată pe an e bine să te vadă un specialist pediatru. Probabil. Adică specialistul, sau hai un specialist pediatru, medicul de familie. Scuze, revin, medicul de familie. Chiar există un dubiu foarte mare, te merge la un medic endocrinolog. Adică există specialiști care văd copii, că e medic de familie, că e pediatru, că e endocrinolog. Dar trebuie cineva să evalueze situația respectivă. Sunt și cauze medicale care pot conduce la obezitate. Însă la copii, aceste cauze medicale în general sunt rare. Mai degrabă vine factorul genetic cu care fiecare dintre noi ne naștem și care dă anumite direcții. Și aici sunt studii foarte interesante. Dacă ambii părinți sunt supraponderali sau obezi, dacă unul e obez și există o influență clară privind viitorul copiii, dar sunt și foarte mulți factori socioculturali care nu trebuie subestimați. Adică, știți cum e, până la urmă copilul, la un moment dat, avea o emisiune pe un post TV și intram în diverse familii. Eram cu o prietenă bună care era psiholog și ajungeam în niște situații că ne uitam unii la alții. În momentul când copilul zicea, am găsit în frigider margarină și ciocolată. Păi cum ai găsit? Că le-a luat cineva. Adică ce înseamnă că am găsit margarină sau că am găsit ciorbă de burtă? Sau s-au făcut cartofi prăjiți. Nu s-au făcut singuri. Opțiunile, până la urmă, le are părintele în mână. În momentul când părintele dă drumul, când părintele scapă niște lucruri, e clar că copilul până la urmă exploatează. El trebuie să deschidă frigiderul și să vadă roșii, castraveți, o brânză, un unt, pâine integrală sau neagră, ce mai vede el? O supă de pui, o ciorbă de băcuță, habar n-am ce-a gătit. Dar sunt niște opțiuni pe care le avem rezonant. Eu sunt de acord să discut. Soția mea întreabă copiii, ce ați vrea să mâncați mâine? Și îi spun, eu un pește, fiul meu mai mult cu peștele, fiica mea un piept de curcan, ce vor ei? Dar lucrurile astea se negociază într-un anumit segment. Nu o să spunem, băi, mâine facem, habar n-am, ciolan pe fasole. Da? Deci e o zonă de negociere, copilul se simte băgat în seamă, da? E important. Și a doua zi spui, prietene, asta e la masă, ce ți-ai fi dorit tu ieri? E perfect, exact ceea ce ar trebui.
putem și să nu negociăm, mai ales cu copiii mici sau cu copii mai mari, care este cazul așa, trebuie negocierea să fie obligatorie. Dar opțiunile pe care ei le au ar trebui să rămână într-o zonă safe. Noi dacă nu Așa cum facem și noi la psihologie, practic, nu le dăm varianta, vrei un pahar de lapte sau o jumătate, sau vrei pantaloni albași sau pantaloni verzi, nu există varianta mănânci sau nu mănânci, sau te îmbraci cu pantalonii sau în pijama, adică variantele întotdeauna rămân în zona de siguranță. Nu... Și aici este foarte important, doamna psiholog, este foarte important ce facem noi în momentul când facem cumpărăturile. Cum le gândim? Că dacă noi am venit cu chipsuri, am venit cu tot felul de ronțăieli, am sărate cu grăsimi pe care nu mi le doresc, am venit cu tot felul de dulciuri super procesate, normal că alea vor ajunge în burticile copiilor preponderente. Dacă vin cu un anumit tip de sacoșe, vin cu anumite lucruri cumpărate, e clar că deja opțiunile sunt mult îngustate. Aici, repet, câteodată e și factorul economic, care în fine te împinge la cremuș, care din punctul de nu ar trebui să existe, la tot felul de parizere nefericite, margarine sau și mai rău grăsimi tartinabile, la pâine de cea mai proastă calitate și foarte ieftină. Și atunci, dacă noi vrem să avem un coș pentru 3 zile cu 15-20 de lei, nu prea e cum să faci foarte multe lucruri, dar câteodată nu e aspectul economic, e pur și simplu o cumpărare neatentă și după aceea părintele se miră, ajuns acasă, aoleu, iată ce a găsit copilul. Prietene, copilul a găsit ceea ce ai cumpărat tu. Copilul nu a făcut nu știu ce minune, n-a fost Samantha să-ți schimbe cămara sau frigiderul, e exact ceea ce ai, cumpărat tu sau ceea ce în fine, s-a gătit în urma ceea ce ai cumpărat. Excesul de sare, excesul de zahăr, excesul de grăsimi nesaturate, excesul de dulciuri foarte procesate, sunt clar niște dușmani invizibili. Și obezitatea la copil nu are neapărat efecte mâine, dar sunt efecte pe termen mediu și lung, practic, fără să ne dăm seama, noi amanetăm într-un fel viitorul sau sănătatea copiilor noștri. Trebuie să avem mare grijă să le dăm un start bun în viață. Și start bun în viață, categoric, înseamnă sănătate, înseamnă kilograme atât cât trebuie și înseamnă și un anumit stil de viață activ. Pentru că, din punctul meu de vedere, chiar dacă la un moment dat sunt câteva kilograme în plus, dacă copilul rămâne activ, este deja un mare, mare plus. El trebuie să aibă niște obicei de om activ. El trebuie să se miște pe distanțe scurte, pe jos, trebuie să folosească scări, să iubească drumețiile, să iubească bicicleta, să iubească notul, să joace. E foarte, foarte important. Dacă noi nu facem lucrurile astea, va fi foarte greu să scăpăm și de câteva kilograme nedorite în plus. Așa este. O întrebare din partea mea, după care revin către întrebările din online, așa că fiți foarte atente. Haideți să spunem că deja suntem în capcana aceasta, avem un copil ușor supraponderal sau poate chiar obez. Cum facem switch-ul ăsta? Cum facem schimbarea asta de stil de viață ca să putem să adoptăm o dietă potrivită pentru un copil supraponderal sau obez și ce înseamnă până la urmă o dietă potrivită pentru un astfel de copil? Dieta potrivită sau dieta echilibrată, dieta pe care o căutăm noi, depinde de câțiva factori. De vârsta lui, pentru că în funcție de vârstă are o altă capacitate de înțelegere. Da. De contextul familiei, unde stă el, cu cine stă, ce gătește, cum gătește. În general, persoane în vârstă, bunicii trecuți de o anumită vârstă, sunt un pic mai dificil de convins că mai bine îi dăm piept de pui cu varză, salată de varză, decât să-i facă tocăniță cu cartofi și cu mult sos, în care îmuiem jumătate de pâine albă. Deci contextul acesta este foarte important. Numărul de kilograme în plus, pentru că de la un moment dat încolo, din păcate, se poate ajunge chiar la necesitatea unor ospitalizări de scurtă durată sau unor tabere în care să fie
făcut startul acestui nou stil de viață. Nu putem da startul acasă de azi pe mâine. Evident, hai să nu ne ascundem după deget de condițiile economice ale familiei respective și ceea ce poate face cu adevărat pentru el. Și, evident, nu în ultimul rând, de abnegația, de dorința copiului de a urmări aceste lucruri. Cred foarte mult că dacă vorbim de probleme un pic mai serioase și ceva kilograme mai multe în plus, un sprijin de specialitate este binevenit. Putem avea niște reguli generale, dar trebuie făcute niște analize, ca în general recomandă pediatra sau medicul de familie. Trebuie văzut un pic și o ecografie abdominală, să vedem cum stăm la momentul respectiv, eventual și un consult endocrinologic și după aceea să pornim la un ideal sub îndrumarea unui specialist. Specialiștii, repet, pot să fie endocrinologi, pediatri, medici de familie, nutriționiști, dietetician, totul e să avem o anumită chimie cu respectivul specialist și noi, dar și copilul, și să respectăm ceea ce spune, astfel încât în 6-8 luni să reușim să ne atingem în fine, obiectivul de performanță. Pentru că, din punctul meu de vedere, la copil, la adolescent, lucrurile, dacă sunt bine setate, merg mult mai rapid decât merg la vârsta adultă sau și mai mult spre vârsta a treia. Adică cu cât începe mai repede, cu atât mai bine. Categorie. Și mai e un aspect foarte important, la vârsta aceasta poate să fie practic restituția din integru. La 60 de ani rămâi cu niște plăci de aterom care mai dispar de acolo. Chit că ți-ai reglat nivelul lipidelor, colesterolului, triglicerid în sânge, rămâi cu un ficat, un anumit grad de steatoză, chit că lucrurile s-au reglat. Nu, sunt lucruri care nu speriem pe nimeni și vorbim de caldă, calmă. De la o anumită vârstă acolo sunt probleme de sănătate care, din păcate, nu au caracter reversibil. La vârsta copilării trebuie să ne bucurăm că vorbim de reversibilitate. Da, asta e un lucru. În marea majoritate a cazurilor, dacă nu sunt cauze medicale serioase, aici un procent mic, putem visa cu ochii deschiși și nu e vis, o realitate. Asta e un lucru foarte bun. Ana Maria Dumitru din online ne întreabă ceva destul de complicat, trebuie să recunosc, și anume, pentru că vine pe partea de motivație. Cum să motivez copilul să facă sport? Am încercat fotbal, nu vrea sau nu-l atrage niciun sport, motiv pentru care are un exces de greutate. 10 ani, 1,46 m și 45 de kilograme. Mesele sunt monitorizate, nu mănâncă fast food, iar dulciuri primește cam o dată pe săptămână. De când cu pandemia, mișcarea aproape că nu mai există. Se mai plimbă cu bicicleta în curtea bunicilor. Cum îl motivăm? Treaba asta cu nu-l atrage niciun sport e o treabă extrem de veselă și tristă totodată, în sensul că, din păcate, nu avem posibilitatea de a testa nici măcar, cred că, 20% din sportul existent. Sport, mie personal îmi place rugby, îmi place polo, îmi place hockey, îmi place handball. Sunt 3-4 sporturi care le privesc cu drag și, în fine, în rugby și lucrez de aproape 20 de ani, dar și celelalte sunt sporturi de contact, sporturi care cred foarte mult că întăresc cu adevărat organismul. Probabil că niciun din sporturile astea nu le poți testa, că n-ai patinoa, că n-ai teren de rugby, că n-ai bazin. Și atunci aceste toate sporturi devin destul de puține, atunci să vedem, îi place tenisul, nu-i place, îi place ping-pongul, nu-i place, îi place, nu știu, basketul eventual, pentru că mămica ne spune că am încercat fotbal și cam aia a fost. Adică e clar că trebuie încercate și alte sporturi, și individuale și colective, și cu mingea și fără minge, pentru a vedea de fapt ce ar putea să facă băiețelul doamnei care, așa cum spune, tocmai am primit 10 ani. De altă parte, mai un aspect foarte important, spuneam la început că e o diferență între sport și mișcare.
Dacă da. Nu putem să-l prindem într-un spot, măcar să facă multă mișcare. Nu cred că pe perioada pandemiei nu putea să se miște absolut deloc, să facă măcar 6-7 km pe zi, să iasă cu bicicleta din curtea bunicilor, în ideea că nu e un trafic foarte mare și să, sau împreună cu tatăl sau cu cineva din familie să facă niște ture un pic mai lungi. Nu poți să te învârți ca un șoricel în cursă cu bicicleta într-o curte. E clar că trebuie să evadezi de acolo. Și mai un alt aspect, ca și mesele și sportul, și aici e un lucru foarte evident, trebuie să producă plăcere. Adică eu sunt trist, așa că mai văd, trebuie să mă duc la sport. Stai, mă, prietene, nu trebuie să te duci. Bine tot, trebuie să te întâlnești cu prietenii, ai bucuria de a te duce. Nu? Când auzi trebuie asta sau trebuie să mănânc. Nu trebuie să mănânci. Mâncarea e și mâncarea până la mai o componentă ludică. Și știți mai bine decât mine lucrul ăsta. Trebuie să genereze plăcere. Nu, eu mă duc la masă, mă duc la spumă. Trebuie să profităm de aceste lucruri și să ne bucurăm pentru că aduc un anumit tonus și dau o anumită frumusețe vieții noastre. Sportul și mesele, mișcarea și ceea ce mâncăm și bem trebuie să fie la partea frumoasă a lucrurilor. Noi nu trebuie să mâncăm multe, să bem multe, relativ puțin, de calitate și cu anumită plăcere. Nu cred deloc în mâncatul picioare, în mâncatul vorbind, în mâncatul, Doamne ferește, în discuții contradictorii. Nu ne certăm la masă, trebuie să mestecăm în ce trebuie să pregătim un timp gastric bun de digestie. Sunt lucruri pe care bunicii noștri, străbunii noștri le respectau mult, mult mai bine decât noi. Să ne gândim cum se așezau la masă, cum spuneau rugăciunea, cum tăiau pâinea. Sunt lucruri care, așa, dacă privim un pic în istorie, vedem că am pierdut niște lucruri frumoase din istoria acestui popor minunat. Așa este. Și eu când le povestesc părinților despre motivație, cumva când vorbim despre copii, evident că încep cu propriul exemplu, că dacă am face și noi mișcare regulat și ar fi o activitate și o rutină de familie, cu siguranță am reușit cumva să scoatem și copiii să facă mișcare și activitate. Cât despre sporturi, cred cu tărie că cu cât reușim să experimentăm mai multe, cu siguranță o să găsim ceva care să ne aducă plăcere. Și pe de altă parte, poate că nu toți oamenii sunt făcuți neapărat să facă un sport sau un sport de performanță și mai degrabă cred că ar fi bine să ne îndreptăm spre plăcere, spre mișcare. Categoric, nu. Asta, chiar mă bucur că ați ridicat planeta. Nici nu vreau să vorbim de sport de performanță. Sportul de performanță e total altceva. Deci nu vorbim de sport de performanță, nu vorbim de 10-11 antrenamente pe săptămână. Sport de performanță, nu vorbim de sport la nivel amator sau, sau mișcare privită ca sursă de consum de energie. Adică dacă mergi câteva stații pe jos, cum zice aici doamna, deja e un mare pas înainte. Mergem însă cu un anumit ritm, nu facem pauză din 100 într-o 100 de metri și pe undeva cred foarte mult că inclusiv această monitorizare pe care toate telefoanele acum oferă de număr de pași pot să stimuleze mișcarea. Eu sunt un om care iubesc mersul pe jos, efectiv îl iubesc, nici nu conduc și neconducând sunt forțat să fac minim 10 km pe jos pe zi în treburile mele și mă amuză foarte mult că a fost o perioadă destul de aglomerată ultima la mine și pe la ora 11:30, 12 fără un sfert, deci până în prânz, invariabil telefonul mă anunță că am făcut 10.000 de pași. Oho, asta chiar e o performanță pentru unii dintre noi. 15.000 mai pe după amiază. Este important să ne simțim bine. Iar sportul de performanță, cine îl face, e total în altă zonă, total alte reguli și alte discuții. Adică dacă vreodată... Cred că ar trebui să vină pe o mare plăcere, pe o mare dorință și pasiune. Asta poate să fie o discuție separată. Chiar mi-ar plăcea să avem o discuție despre acest topic. Da, sportul de performanță la copii și adolescenți, mai ales la adolescenți. Da, uite, chiar o să propun această temă pentru că sunt direct interesată cumva. Da, cu larg impact. Cred că mai sunt vreo două întrebări.
Mihaela Mateescu ne întreabă și este o întrebare care mă interesează și pe mine, pentru că și fetița mea se vaită de aceste celebre dureri de genunchi și de glezne. Această durere este de la creștere sau altceva? Mulțumesc! În fine, aici este un pic de văzut. De exemplu, dacă durerea este la genunchi undeva și vârsta e la 12 ani, e foarte posibil să fie ce descriu acum. Dacă este o durere în subrotulă, sub polul inferior al rotulei, undeva pe tendonul rotulian, tendonul rotulian unind polul inferior al rotulei de creasta tibială, este un sindrom osgo-șlată, care de fapt este o apofizită de creștere, este o chestie benignă, fără caracter malin, fără să sperie, Doamne fește, pe un părinte sau pe cea în familie, dar este o durere care poate să țină câteva luni până la câțiva ani, dispare de cei pe 14-15 ani, acest sindrom osgo-șlată fiind frecvent întâlnit în populație. Dacă durerea este în călcâi, depinde, este boala severă, care o apofizită calcaneană, tot o afecțiune care se leagă de creștere, și pentru că sunt atât de frecvente, chiar am scris pe blogul meu, pe dralimpopescu.ro sau medicsportiv.ro, că ambele adrese duc tot acolo, am scris de boala severă, de sindrom osgo-șlată, că sunt foarte, foarte întâlnite la vârsta aceasta și ele practic le putem spune că de la creștere, de fapt au niște cauze exacte, nu e doar de la creștere. Sunt și dureri care, să zicem, că ar fi de la creștere. Eu personal, ca medic sportiv, am o reținere doar să spun de o durere de creștere. De obicei bine să le investigăm și aceste două o zgușlată pe sub genunchi și călcâiul cu boala severă sunt două entități foarte interesante pe care și eu în cabinet, în clinica în care profesez în București, le văd relativ frecvent și pot fi precipitate, de exemplu, dacă copilul joacă fotbal pe teren sintetic sau dacă aleagă pe ciment. Deci sunt niște lucruri care pot precipita semnificativ și asta înseamnă că nu mai poate face sportul respectiv? Sau poate, nu poate face sport, doar că trebuie să avem un pic de grijă, să vedem cum ne încălțim, să vedem stretching-ul, să vedem cum ne încălțăm, să nu evităm contactul cu caldul după aceea, să punem rece și așa mai departe. Cine e interesat, sunt niște articole interesante, își pot avea, nu, și aceste dureri pot face subiectul unei posibile viitoare ore de discuție, pentru că sunt destul de multe dureri și nu trebuie să le legăm neapărat de sportul profesionist. Durerile la copii, durerile aparatului locomotor, rare ori, dacă n-au caracter traumatic, evident, dacă nu este, Doamne fește, un accident, o fractură sau ceva, cu marcă clară traumatică, de foarte multe ori au caracter, de cele mai multe ori au caracter benign, dar sunt săcăitoare și mai ales la niște copii mai stresați, mai de bibliotecă, vizează și părinții și vin, îi văd în cabinet, domn doctor, spuneți-mi că nu e ceva grav. Spuneți-mi că nu e ceva grav. Prieten, stați liniștit, este de văzut. Un semn foarte bun la durere este dacă ea trece complet, dispare în repaus. Deci o durere care dispare în repaus este o durere bună. Este un indicator de durere bună și în general cel mai bine, de exemplu la genunchi sau la călcâi, întreb copilul dimineața înainte de a coboi din pat. Aha. Nu mă doare nimic, că ulterior mai apar o durere, astea altă treabă. Dar, repet, lucrurile se pot menegeria și pentru durerile astea spun a doua, mă repet, ocazia asta este foarte, foarte bună în not. Deci notul este o activitate. Nu știu ce o să facem în perioada aceasta de pandemie. Eu nu știu unde să mai facem not. Nici eu cu copiii mei din martie am renunțat la această activitate. Dumnezeu știe unde se mai poate face not cu copiii. Da. Sunt multe lucruri schimbate. Mie mi se pare oricum că pe asta și ies un pic din cadrul întrebărilor primite de invitatele dumneavoastră de astăzi.
cred foarte mult că perioada asta e și o perioadă de test psihic pentru noi, de cum trecem din punct de vedere al psihicului, al organizării, pentru că nici mie nu face niciodată și nu mai voi niciodată să fiu frustrat, frustrările nu nasc nimic bun și atunci trebuie să vedem partea plină a paharului, că putem ieși pe stradă, că putem merge, că putem un pic alerga, că putem face o excursie montană, adică să avem cu ce să compensăm. Da, și mi-a plăcut foarte mult o mică care scria cu cele două stații sau câte de mers pe jos, că și ăsta este un exemplu bun. Și nu uita și de scări, dacă unii de să stau la bloc, n-au făcut rău, nu se pot urca liniștit în pe jos. Domnul doctor, Dana Teo ne întreabă, un copil de 8 ani ar trebui să aibă capacitatea de a refuza dulciurile oferite de bunici sau prieteni? Acasă la părinți are control asupra cantității de dulciuri, chiar decide singur ce anume și în ce cantitate este ok pentru el. Mă scuzați, însă la bunici sau în vizită la prieteni consumă o cantitate foarte mare. Spune că dacă ceilalți îi oferă dulciuri din 5 ambalaje, este foarte greu să se oprească la primul ambalaj. Cum să-l ajut astfel încât atunci când iese în afara casei să fie în control? În primul și în primul, problema cu bunicii se rezolvă foarte ușor. Bănuiesc că doamna Dana Teo este mama copilului, da. Și probabil bunicii de care sună așa impersonal sunt chiar părinții. Deci este foarte ușor, indiferent că sunt părinți sau socri, să le explici că sunt niște reguli și dacă vor să-i dea dulce, poate să-i aleagă ce fel de măr vor ei. Deci lăsăm libertatea de a alege mărul favorit, Ionatan, Golden, și să ofere mere pe post de dulce. Dacă vor să ofere ceva mai spectaculos, chiar dacă un pic mai dulce, un strugur. Da? Prefer oricând un strugur, chiar dacă unii ar zice, struguri, banane, cam dulci, nu e nicio părere decât să mănânce cine știe ce zahăr prelucrat. Deci bunicii categoric pot fi controlați. E greu să cred că nu putem stabili niște reguli la noi acasă. Cu prietenii, într-adevăr, un pic mai greu. Dar și aici, discutând, copilul mai crește, se apropie de 10 ani, lucrurile se mai drept. Cred, pe de altă parte, și aici, dumneavoastră, în calitate de psiholog, îmi dați, sau nu îmi dați dreptate, dar m-ar interesa să comentați un pic, mi se pare mult mai rău exemplu pentru copil dacă vede asta din mâna bunicului decât a unui prieten de vârsta lui. Bunicul zice, băi, mi-a dat bunica. Adică mama ce mă lasă mama. Persoana care a făcut-o pe mama îmi dă mie dulce ceea ce mama nu dă. Și atunci acolo trebuie umblat, încă bunicii sunt periculoși ca exemplu. Dacă ei înțeleg și ei, cu prietenii o mai drege. Și frecvența este mai rară cu prietenii, probabil, decât exact, întrebarea e foarte bună. Bunicii sunt presiune mai. Că dăm dimineață niște muesli cu ciocolată, că mai dăm niște dulce, micul dejun, mai facem niște excepții. Nu trebuie să fim mai catolici decât papa, dar nici nu trebuie să mâncăm 5 ambalaje, că nu suntem la concurs de creșterea gliceniei cu lucruri proaste. Trebuie să fim ponderați. Așadar, grijă mare la bunici. Și mie, mi-a fost întotdeauna greu să discut cu părinții și cu socrii. Am de ambele variante câte doi și e un pic dificil. Și deși sunt medic, mai apac comentarii, lasă-mă, stai un pic. Că stabilim noi care sunt regulile și atunci chiar și mersul împreună cu bunicii la cumpărături poate fi util. Că în acest fel vedem cam ce cumpără bunicii. La mine ce a funcționat, domnul doctor, și sper să nu se uite nicio pereche de bunici acum la mine, a fost cumva o metodă psihologică, practic, de a le valida sentimentele și ceea ce simt și le-am spus, vă apreciez foarte mult și felul în care m-ați crescut pe mine, dar acum este rândul meu să-mi cresc copiii și aș aprecia dacă puteți să mă susțineți. Și cumva i-am făcut parte din planul meu de susținere. Nu a funcționat ca o baghetă magică, dar eu cred că îmbunătățirea cât de cât mai vin cu covrigei, cu dulciuri, mai vin. Nu pot să spun că s-a oprit de tot, dar cumva a funcționat mai bine decât să-i cert sau să le impun planul meu. Bine, aici putem să facem și o listă de lucruri. Adică trebuie să luăm ceva post, da? Întotdeauna prefer covrigul. Pateul. Prefer pateul
gogoși, da? Deci, da. Face, merg în supermarket, întotdeauna, nu știu, prefer pufuleții cipsurilor, da? Adică sunt o listă de lucruri rele, dar și în lucrurile astea rele există o etapizare. Și atunci, hai mai să-ți ia bunica un covric. Nu neapărat sărat, un covric cu stafide. Da, investim 1,50 lei. Un covric cu stafide. Hai să luăm și o limonadă, chip care are niște zahăr, că merge. Și atunci bunica se simte, hai mai, a luat limonadă, a luat un covric. E frumos. Decât să zicem nu și după aia ajungem în altă zonie, dar tot oameni buni, dragi mămici, stimată doamnă psiholog, din păcate totul necesită timp. Timpul este resursa de bază care trebuie investită și în discuție cu copiii, și cu părinții, și la cumpărături, niște cumpărături inteligente în care mai și explici unui copil de 8, 9, 10, 11 ani de ce și cum cumpe, sunt mult mai lungi decât o chestie de aia făcută la 9 jumate seara când venim de la muncă, buf, 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 și mă duc acasă. Aaa, mănânci cipsul la 11 noaptea, spargi semințe. Păi de unde supărarea că nu s-au teleportat de la supermarket sau de la cash and carry? Deci cineva le-a cumpărat, cineva a trecut cardul din pioare. Corect. Domnul doctor, ultima întrebare, pentru că mai avem 5 minute și vreau să leg această ultimă întrebare a mea de o întrebare din online, ca să fie bine pentru toată lumea. Întrebarea mea era referitoare la obezitatea, dacă o putem preveni atunci când avem de-a face cu factorii genetici, iar Claudia Badeci Andreica ne spune că are niște probleme cu copilașii ei de stagnare în greutate, le-a făcut analize, pediatra spune că sunt bune, dar ne întrebă dacă e posibil să fie genetic. Haideți să vedem, să vorbim în câteva cuvinte scurte și despre acest factor genetic. Factorii genetici sunt niște factori cu care ne naștem, dar pe care îi și putem controla într-o anumită măsură. Trebuie să ne focusăm un pic pe factorii socioculturali. Și dacă excludem problemele medicale, genetica nu poți să o înfrângi, dar o poți struni. Dădeam un exemplu, poate șochează grupul acesta de mămici, dar este un exemplu care mie îmi place foarte mult. L-am spus înainte de a intra în emisie, dar pe ultimile două minute revin cu exemplul acesta. În care, într-o populație, trebuie neapărat să fie și persoane obese, da? Nu cum suntem noi în top 3 în Europa și la infantil și la adult, dar niște obese trebuie să fie. Oameni buni, dragi mămici, gândiți-vă că la finalul celui de-al doilea război mondial, când prizonierii din lagrele de concentrare naziste de pe teritoriul Germaniei au fost eliberați, toți erau subponderați. Oare n-ar fi existat niciun evreu, niciun țigan obez în toată populația? De ce? Că au fost subalimentați. Deci subalimentația, subnutriția generează cașexie indiferent de ce din gene. Ăsta e un exemplu la limită, un exemplu evident nerecomandat, face parte din ororile fascismului, dar este un element interesant. Chestia asta că sunt stresat, mă îngraș. Stresul era enorm la deținții de la Auschwitz. Enorm. Era un stres incomparabil. Cred că sunteți de acord cu mine. Da, deci super stresați, extraordinar de slab. Stresul nu i-a îngreșat. De ce? Încă nu au avut aliment. Deci până una alta, trecând de stresul care ne îngrașă, apa care ne îngrașă, somn, deși privațiunea de somn e un factor obezogen, și aici sunt studii serioase, dar trecând de toate lucrurile astea, finalmente rămâne alimentul bun sau rău, puțin sau mult, la oră potrivită sau nepotrivită, care ajunge în stomacul, duodenul și ulterior intestinul nostru. Despre asta ar trebui să vorbim mai ales. Domnule doctor, mulțumim tare, tare mult. Au fost foarte multe informații și foarte multe răspunsuri extraordinare. Avem și în comentariu, mulțumim pentru prezentare și o inimioară. Doamna, nici o inimioară. Da. Foarte drăguță, la 5:54 PM ne-a trimis o inimere. Mă bucur că v-a plăcut prezentarea. Cred foarte mult că în discuții de acest tip și cu o zonă de comentarii deschisă,
putem cu toții să fim mai buni. Nu căutați perfecțiunea, oameni buni, negociați compromisul minim posibil. Vă spun ca tată și vă spun ca medic. Și nu uitați ce a spus cel mai celebru neuropsihiatru austriac născut în Cehia de origine evreu: sănătatea înseamnă capabilitatea de a munci și de a iubi. Să aveți o seară perfectă! Doamne ajută! Mulțumim tare, tare mult, domnule doctor! Apreciem tare mult răspunsurile dumneavoastră, precum și concluzia minunată. Uitați, și Dana Teo ne spune, ne mulțumește tare mult pentru informațiile foarte utile. Iar dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit, vă menționăm că mâine va avea loc următorul webinar la ora 17. Atunci vom discuta despre înțărcarea blândă. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă reamintim că înregistrarea va fi disponibilă și după încheierea transmisiunii, aici pe pagina noastră de Facebook, dar și pe canalul de YouTube Social Moms. Dacă vă doriți și mai multe discuții relevante legate de viața noastră și viața copiilor noștri, vă așteptăm în grupul Webinariile pentru Părinți Social Moms. Tot ce aveți de făcut este să dați join în acest grup. Vă mulțumim încă o dată tare, tare mult, domnule doctor Alin Popescu, pentru toate informațiile și uite starea de bine și această discuție caldă pe care am avut-o. Am apreciat tare, tare mult și dumneavoastră, celor care ne-ați privit, vă urăm o seară minunată în continuare. Numai bine!